cu ăsta mai rămâne. Un pic mai bine acum, mai cald. Trăgea asta mai. Cu asta? Da. Și acolo dormiți? Ăla este dormitorul? Nu mai, nu mai intru acolo. Ia, puteți să deschideți? Nu pot. Ia, pot-o pe acolo ca să... Vedeți? Deci aici dormiți dumneavoastră, da. Și vara și iarna? Vara, cum să dorm aici vara? Foarte cald? Vara nu prea sunt, mie este cald. Dacă atingeți țeava asta e caldă, cald. Nu, asta e... Asta e rătură, este foarte rece. Asta e caldă de acolo. Asta, da. Mai cald decât la apartament? E mai cald, e la vreo 60 de grade aici. Foarte. Și când bate frigul ăla? Nu bate aici. Nu bate, nu bate. Pe la ei mai bate acolo. Eu am de zile aici aș prezenta. Eu n-am avut un... Și am de zile aici? Da, n-am avut niciun ajutor, am avut și accidente de studiu. Nu de la cauza alcoolului, că nu prea... A, nu le aveți cu alcoolul? Nu prea le-am așa cu alcoolul. Mai bea omul de necas. Da, asta e. Dar și altceva, eu nu... Nu știu ce să vă mai spun. Da, e greu în situația dumneavoastră. Pentru mine e foarte greu. Ei au, sunt soți și soție. Da. Se ajută unul pe altul. Pe mine n-are ce să mai... Am rude, am frăzi, dar plecați. Are și un frate care mă... Nu mă suportă, eu nu știu ce vrea de la mine. Vrea ca să mor și eu, cum am murit și alții printre cei. În urmă mi-a venit și mie rând. La oricare vine rândul normal. Câți ani aveți dumneavoastră? Eu? Da. 40. Am născut în 59, 48 am. Mulțumesc. Mulțumesc. Și toată ziua ce faceți? Nu vă plictisiți? Ce faceți toată ziua? Păi tocmai ăsta este motivul, că nu mă plictisesc. Dacă mă plictisesc toată ziua cu căruțul ăsta, da, tot mai timpul. Găsesc și un fier de acolo, mai găsesc niște ziare, mai... Ne duceți la centru? Ca să pot să supraviețuiesc asta. Le duc la centru, da? Da, da. De centrele aproape aici. O tabără, ce o fi acolo? Greu. Știu că e greu. Trebuie să mergem înainte. Cu totul și anii sunt înainte. Cât să mai fie înainte? Pentru dumneavoastră e foarte bine. Asta a fost un accident. Asta a fost un accident la mine. Vedeți? Nu s-a alerg eu cu piciorul. Da, sens. Eu am fost ajutat de șoferul care m-a lovit, a părăsit locul accidentului.